genul programului divertisment. Bună dimineața și bine v-am regăsit! Ei bine, astăzi 4 mai, când ce s-a întâmplat de-a lungul celor 2018 ani. O să începem cu anul 1493, când Papa Alexandru al VI-lea împarte lumea nouă înspre Spania și Portugalia, cea de-a lungul liniei de democrație. Iar în anul 1555 apare prima ediție a profețiilor lui Nostradamus, profețiile lui Nostradamus cu 353 de versete. Tot la 4 mai, însă în anul 1646 apare la Iași cartea românească de învățătură de la prăvăliile împărătești și de la cele alte județe, primul cod de legi tipărit în limba română. Iar în anul 1814, Napoleon I este exilat pentru 100 de zile pe insula Elba. În 1904, tot la 4 mai, începe construcția canalului Panama. În 1959 are loc prima ceremonie a premiilor Grammy. Iar în 1965 a fost fondat Teatrul Ion Creangă din București. Haideți împreună să vedem și personalitățile care au marcat data de 4 mai. La 4 mai 1655 s-a născut Bartolomeo Cristofori. A fost un inventator de instrumente muzicale italian. Este considerat inventatorul pianului. În anul 1700 a creat un primo ciambalo martinetti, clavecin cu ciocănele, apoi spre 1710 primul său pianoforte. La Muzeul Metropolitan din New York este păstrat instrumentul produs de Cristofori în anul 1720. 4 mai 1837 s-a născut Teodor Rossetti. A fost un publicist și un om politic român, prim-ministru al României în perioada 1888-1889 și membru de onoare al Academiei Române. Teodor Rossetti a fost ministru de finanțe în anul 1912 și președinte al Senatului Român în anul 1913 în guvernul Titu Maiorescu. Descendent al unei familii boierești, Teodor Rossetti a făcut studii judiciare la Viena și Paris, numărându-se printre întemeitorii societății Junimea. În anul 1863, împreună cu Petre Carp, Titu Maiorescu, Vasile Pogor și Iacob Negruții pune bazele societății culturale Junimea și ale revistei sale Convorbiri Literare, pe care o conduce timp de 28 de ani. Revista își propunea discutarea unor probleme lingvistice, organizarea unor cenacluri prin care să răspândească idei, cunoștințe de literatură, istorie, economie, politică și să promoveze noi valori din cultura românească. Tot la 4 mai, însă, în anul 1922 s-a născut Vlad Mușatescu, scriitor și umorist român. A fost secretarul editurii ABC în perioada 1941-1945, redactor la ziarul Înainte, redactor la editura Europolis, șef tehnic, redactor șef, redactor artistic, machetator la diverse edituri și reviste precum Flacăra, Gazeta Literară și Cinema. A scris numeroase cărți pentru copii și adulți, în special parodii polițiste. Cărțile sale sunt adesea scrise la persoana întâi, iar faptele, locurile și celelalte personaje sunt inspirate sau luate direct din viața scriitorului. 4 mai 1955 s-a născut Mihaela Runceanu. A fost solistă de muzică ușoară. În toamna anului 1980, Mihaela Runceanu devine profesor la Școala Populară de Arte din București, corepetitor la aceeași clasă, compozitorul Ionel Tudor. Dintre cei ce au fost elevi se numără Marina Florea, Silvia Dumitrescu, Dana Dorian, Gianina Olaru, Carmen Trandafir, Adrian Enache, Mădălina Manole, Nicola, Paula Mitrache, Michi, fosta solistă a trupei Capital, Maria Bota, Marinera Chelaru de la grupul Vouă și așa mai departe. În perioada 1980-1989, Mihaela Runceanu cântă la unele dintre cele mai renumite restaurante din București. Pe data de 28 octombrie 1989, Mihaela Runceanu participă la spectacolul maraton de mare succes Start Melodii 89, care a avut loc la sala radio. Mihaela Runceanu are un succes fantastic fiind visată de 3 ori. De emoție, Mihaela Runceanu va îngenunchea la aplauzele publicului. Acesta este ultimul spectacol susținut de Mihaela Runceanu. Pe 30 octombrie 1989 a apărut la Electrocord Pentru Voi, Muguri Noi, cel de-al treilea disc al artistei.
Am revenit, vreau să vă reanunț concursul nostru. Așadar, aveți în această săptămână, vom oferi un platou cu prăjituri, prăjiturile Mihaelei. Intrați pe pagina noastră de Facebook, dați-ne like la pagină și un share. Eventual, dacă ne-ați dat deja like, dați-ne încă un share la pagina noastră de Facebook și luni vom afla fericitul câștigător care va mânca delicioasele prăjituri. Urmează revista presei. Prima pagină avem Curierul Zilei, care ne anunță despre un protest spontan la Azilul de Bătrâni din Găvana. Șahmat în trivale, despre sport, putem citi în pagina 5-a. După o creștere de 45%, unora le dă cu minus, majorări salariale negative și în învățământ. Mai multe amănunte în pagina a doua. Într-un accident din Țițeș, bunicul încarcerat, nepotul nevătămat. Despre ce este vorba și mai multe detalii aflăm în a treia pagină a cotidianului Curierul Zilei. 3.000 de semnături pentru greva generală. După întâlnirea de miercuri cu ministrul Sănătății, Sorina Pintea, Federația Sanitas nu renunță la calendarul acțiunilor de protest programate pentru această lună. Astfel că, pe 7 mai, va avea loc între orele 9-11 grevă de avertisment, iar pe 11 mai este programată greva generală începând cu ora 8, asigurându-se activitatea în unitățile sanitare doar cu o treime de personal. Mai aflăm de Vali Porcișteanu, că atacă podiumul. De ieri și până mâine la Cluj se va desfășura cea de-a doua etapă a campionatului național de raliuri. Mai multe amănunte în pagina A5-a. Dispărută de acasă de 50 de zile, au trecut 50 de zile de când Dorina Arvat, în vârstă de 41 de ani din comuna Cocu, a dispărut. Sora femeii este îngrijorată și face un apel disperat către cei care au văzut-o și pot furniza informații. Coațe cu gusturi fine au fost prinse în centru după ce au dat lovitura. Ieri polițiștii au prins în centru Pliteștiului două tinere care ies din sfera cu care ne-am obișnuit, dovedind că au gusturi fine la furat. Cele două aveau o geantă Doldora cu produse cosmetice, toate sustrase dintr-un magazin. Mergem mai departe și cu referire la majorările salariale negative și în învățământ, în a doua pagină a ziarului, ne spune așa că modificările salariale și fiscale, oricum s-ar numi ele, revoluție sau țopăială, produc nemulțumiri și în învățământ, la fel ca și în sănătate. Luna trecută s-au dat primele salarii după majorarea de 20% de la 1 martie, care venea după cea din ianuarie, de încă 25%, și totuși nu toată lumea este fericită cu ce a citit pe fluturaș. Prima majorare nu există, iar a doua nu au primit-o toți și a venit la pachet cu tăierea de sporuri și anularea de restanțe. La Mioveni, cu ajutorul Comisiei Europene, se învață cum poate fi redus consumul de energie. Ieri s-a lansat la Mioveni campania Economie la Energie a Comisiei Europene, desfășurată prin Direcția Generală pentru Justiție și Consumatori. Cu această ocazie, într-o conferință de presă ținută la Primăria Mioveni, coordonatorul proiectului, Alin Jantea, secretarul de stat al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Nicolae Tudose și viceprimarul Mioveniului Aurel Costache au vorbit despre importanța acestui proiect și despre ceea ce înseamnă să economisești energie. Cum înscrii sau cum scoți mașina din evidență, aflăm tot din paginile cotidianului Curierul Zilei. Cetățenii care vând sau cumpără o mașină au obligația de a o înscrie sau de a o scoate din evidență după caz. Acest demers trebuie făcut la Primăria Municipiului Pitești prin Direcția de Impozite și Taxe Locale. Iată pașii care trebuie urmați pentru a intra în legalitate. Aflați mai multe detalii de aici. Avem în a treia pagină bunicul încarcerat, nepotul nevătămat, un reportaj despre accidentul ce a avut loc ieri după amiază pe drumul național 73 în comuna Țițești. Șoferul, un bărbat în vârstă de 71 de ani din Schitul Golești, a avut o clipă de neatenție și asta l-a costat ceva. A fost prins cu număr fals la mașină. Un domn de 57 de ani din Pitești a fost prins de către polițiștii serviciului rutier Argeș în timp ce conducea un autoturism nematriculat pe DN73, având montate plăcuțe cu număr fals de matriculare. Bărbatului i-a fost întocmit dosar penal de către polițiști.
conducea un autoturism nematriculat, un tânăr de 25 de ani din comuna Osica de Sus, județul Olt, a fost depistat de către polițiștii din cadrul serviciului rutier Argeș în timp ce conducea un autoturism nematriculat pe drumul național 65 în comuna Albota, având montate plăcuțe cu număr fals de matriculare în cauză tot dosar penal. 17 șoferi au rămas pietoni. Mai aflăm un alt domn, nu ne-am așteptat, la 73 de ani, conducea fără permis. De regulă sunt cei mai tineri, dar iată că și persoanele vârstnice sunt așa ușor mai... consideră că sunt norocoase și nu-i prinde nimeni. Mai aflăm despre Carnavalul Tineretului, pentru Ziua Tinereții, da? Subprefectul a rămas fără ceas. Pam, pam. Este un titlu amplu. Miercuri a fost ziua dedicată tineretului în Pitești, desfășurându-se ample manifestări la care au participat o mulțime de tineri și copii. Acțiunile de Ziua Națională a Tineretului au fost organizate de Ministerul Tineretului și Sportului prin Casa de Cultură a Studenților Pitești și Direcția Județeană pentru Sport și Tineret, în parteneriat cu Primăria Pitești și Consiliul Local, sub deviza Fii de două ori mai tânăr. Am avut, știm bine, defilare cu cai, ați văzut și în reportajel în cadrul buletinului de știri. Așadar, mergem mai departe și vorbim despre protestul spontan la azilul de bătrâni din Găvana. Peste 15 infirmiere îngrijitoare și personal al spălătoriei din cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Socială din Găvana au ieșit ieri în curtea instituției la un protest spontan. Angajatele centrului sunt nemulțumite de faptul că li se vor diminua veniturile ca urmare a reducerii sporului pentru condiții deosebit de periculoase. Astfel că, în loc de 50%, acest spor a fost diminuat cu 15%, fapt ce duce la scăderea veniturilor cu 600-700 de lei lunar. Lucica Ciomei, infirmieră, ne-a declarat: suntem nemulțumite de scăderea salariilor, lucrăm în condiții deosebit de periculoase, suntem expuși unor riscuri mari, pacienții ne lovesc, ne dau ciorba fierbinte peste față, iar acum am aflat că se lucrează la salariile pe care le vom primi pe 14 mai și vor fi diminuate. Vor să ne oprească banii din urmă. Claudia Crângă, o altă infirmieră, ne-a spus că principala problemă este faptul că personalul din centru nu este considerat personal de specialitate. Sanitas a făcut adresă către Ministerul Muncii și s-a primit răspuns că suntem personal de specialitate. Am înțeles că DGASPC-ul ne consideră personal de specialitate, dar Consiliul Județean refuză să ne încadreze în această categorie. În funcție de vechime, pierdem 600-700 de lei din salariu. Am primit deciziile de diminuare a sporurilor și le-am contestat. Nu acceptăm așa ceva, a declarat femeia. Angajatele sunt hotărâte să protesteze în fiecare zi până se soluționează problema și nu li se vor lua banii. Pe parcursul protestului spontan în centru, pacienții au fost îngrijiți de restul angajatelor. Mergem mai departe și aflăm din cotidianul Argeșul că barajul Vidraru este gata să dea pe afară. Topirea zăpezilor din ultima vreme a dus la creșterea substanțială a nivelului apei din acumularea lacului Vidraru. Lacul are acum o adâncime de peste 150 de metri lângă barajul curbat, cam 3 metri fiind mai fiind necesar pentru ca apa să ajungă la găurile de deversare. Mai multe detalii putem afla în a doua pagină. Este sau nu presa liberă? A fost întrebarea pusă ieri la emisiunea Subiect de Presă, realizată la noi, la Antena 1 Pitești, de către Cristina Munteanu și Mihai Golescu, sub genericul Riscurile libertății de exprimare, la care au fost invitați doctorul Mihail Octavian Sachelarie, directorul Bibliotecii Județene, și jurnaliștii Nicolae Badiu și Claudiu Dița. Mușcat de viperă a fost luat cu elicopterul, aflăm amănunte în pagina 12-a, și plimbări și diurne. Anul trecut, Consiliul Județean Argeș a alocat sume importante de bani, nu doar pentru deplasări în străinătate, ci și pentru diurne. Despre ce este vorba, aflăm în a treia pagină. Vă spuneam despre barajul Vidraru, gata să dea pe afară, din pricina topirii zăpezilor. Avem aici câteva detalii, este sau nu presa liberă în ziua de astăzi. Am vorbit și noi în matinalul de ieri. Primarul Mioveniului a fost premiat pentru performanță. Suntem anunțați în pagina 5-a.
În perioada 25-27 aprilie a avut loc a 27-a ediție a adunării generale a Asociației Orașelor din România, cu participarea primăriilor din întreaga țară și a principalilor parteneri de dialog din cadrul ministerelor și comisiilor parlamentare. În cadrul evenimentului, primarul orașului Mioveni, Ion Georgescu, a primit premiul pentru performanță și succes în administrația publică. Dumnealui a declarat pentru cotidianul Argeșul: este un premiu care mă onorează, obținut prin intermediul colegilor din primărie și din Consiliul Local Mioveni, alături de care am reușit să performăm în domeniul administrativ. Acest premiu reprezintă o apreciere a muncii noastre de echipă și consider că merită dedicat tuturor cetățenilor orașului. Felicitări și din partea noastră! Alegerile anticipate vor avea loc în două comune, cum vă spuneam chiar ieri, că Ștefan Benonie, primarul comunei Aninoasa, și Cătălin Manta, primarul din Albești de Mușcel, au fost demiși de prefectul Emilian Dragnea pentru că au fost declarați incompatibili, conform Agenției Naționale de Integritate. Mai aflăm, ne spune Pilda Jerfelniciei în pagina a patra, în Argeșul Ortodox, Maica Filoftea, ocrotitoarea evreilor care trăiesc în țara noastră, creștinii le reproșează în cazul unor stări conflictuale: voi l-ați omorât pe Iisus. Acuzația nu are temei la 2000 de ani distanță, deoarece evreii de acum n-au avut nicio vină pentru răstignirea de pe Golgota, așa crede o mireasă a lui Hristos din Pitești, Filoftea cea îngăduitoare, care îngrijește până și câinii comunitari evreiești. Mergem mai departe și aflăm detalii despre un adolescent, cazul Mușca de Viperă, care a fost luat cu elicopterul. Este vorba despre un adolescent și un bărbat care au fost trimiși pe calea aerului către spitalele din București, primul după ce a fost mușcat de o viperă, iar cel de-al doilea fiindcă suferise arsuri pe o parte mare a corpului. Atacat de reptilă, în primul caz este vorba despre un adolescent de 17 ani din Cocu, aflat pe Transfăgărășan în excursie cu mai mulți prieteni, s-a jucat cu mâinile prin iarbă undeva în apropiere de Bâlea și a fost mușcat de viperă. A fost transportat cu mașină la spitalul Curtea de Argeș, unde i s-a administrat ser antiviperin. Ulterior, puștanul a fost preluat de un elicopter smurt, transportat la Spitalul Floreasca, fiind internat pe secția de anestezie, terapie intensivă și toxicologie pentru continuarea tratamentului. Prezența viperilor pe Transfăgărășan a fost confirmată și de Ion Sânduloiu, șeful Salvamont Argeș, acesta spunând că este o perioadă în care reptilele depun ouă. Dacă nu sunt agitate, deranjate în mediul lor natural, viperele nu atacă, știut fiind că în general ele evită întâlnirea cu omul. Sfatul salvamontiștilor pentru turiști este să nu încerce să se apropie ori să irite respectivele reptile, care nu vor ezita să declanșeze atacul ca să se apere. Luăm o scurtă pauză publicitară și revenim pentru că avem prieten la matinal. Clinica Stomatologică Dentist este prima clinică dentară din Pitești care, prin servicii și prețuri accesibile îngrijirilor de sănătate, are viziunea unei clinici de familie. Vino la un consult cu familia și vei avea satisfacția să constați că medicina dentară evoluează. Zâmbetul este personal, ca și diagnosticul rapid și tratamentul eficient pentru fiecare membru al familiei. Mai mult, Clinica de Familie Dentist a adus în premieră în Pitești posibilitatea de scanare gratuită pentru diagnosticarea prematură a cancerului cavității orale, în strada Crinului numărul 1A, vis-a-vis de izvor. Dentist, clinica familiei tale. Zâmbește sănătos! De peste 26 de ani, Pentarom este o firmă de prestigiu național care își respectă partenerii de afaceri prin calitatea produselor și seriozitatea în livrare. Comercializează piese de schimb auto, fabrică și comercializează ambalaje de carton destinate în principal industriei de automobile, industrie alimentare, a bunurilor de consum sau farmaceutice. Produce combustibil ecologic, a dezvoltat o linie automatizată de îmbuteliere, apă minerală, microbiologic pură, marca Iezer. Crește și comercializează păstrăvi și crap. Pentarom. Respect pentru calitate și seriozitate în business. Lexford Castel, un reper pentru învățământul argeșan cu peste 11 ani de experiență, instituția de învățământ acreditată, oferă servicii educaționale de cea mai înaltă calitate. Școală primară, grădiniță, after school și summer school. Dezvoltarea intelectuală și emoțională a copilului este în centrul preocupărilor Lexford Castel. Creșterea, socializarea și educația într-un mediu de excelență pentru copilul dumneavoastră este cea mai bună investiție pe care o faceți. Lexford Castel, școală și grădiniță. Învățământ românesc la nivel european.
Târgul Producătorilor Români, la Casa Cărții. Începând de miercuri 2 mai până duminică 6 mai, târgul vine cu noi colecții de vară. Vă oferim jachete, confecții, tricotaje, încălțăminte din piele naturală, marochinărie și multe surprize pentru sezonul acesta. Târgul Producătorilor Români vă așteaptă la Casa Cărții de miercuri până sâmbătă, între orele 10-19, iar duminică, între orele 10-15. Smeura este cel mai mare adăpost pentru animale pe plan mondial. Aici sunt adăpostiți și îngrijiți cu multă dragoste, dar și tratați medical 5400 de câini, anterior câini comunitari. Scopul principal al asociației noastre este castrarea intensivă pentru a diminua populația câinilor vagabonzi în mod uman și efectiv. Acesta este scopul angajamentului nostru. Fisteți! Castrarea gratuită la adăpostul Smeura este un act de sustenabilitate. Zilnic între orele 8:30 și 15 castrăm sau sterilizăm gratuit câini și pisici. Contactați-ne la numărul 0733 929 356. Frumusețea înseamnă sănătate, iar oglinda sănătății tale este zâmbetul. Clinica Stomatologică Dentist vis-a-vis de izvor pe strada Crinului numărul 1A are specialiști pregătiți pentru fiecare dintre nevoile tale. Prevenție, tratament sau înfrumusețare estetică. Dinți albi și sănătoși, buze senzuale. Bucuria de a zâmbi oricând. Mai mult, Clinica Dentist a adus în premieră în Pitești posibilitatea de scanare gratuită pentru diagnosticarea prematură a cancerului cavității orale. Dentist, zâmbește sănătos! Regal, un nou salon de evenimente în Pitești. Vă întâmpinăm într-o frumoasă grădină de vară, oferindu-vă decorațiuni, aranjamente și bucate alese. Veți primi cadou berbecuți la cuptor și un program artistic cu soliști îndrăgiți. Vă așteptăm în Pitești, strada Constantin Dobrogeanu Gherea, numerele 2-4, cu meniu de la 85 de lei de persoană. Telefon 0722 263370. Salon Regal, garanția unui eveniment de neuitat. TED Shoes. Peste 30 de ani de experiență, eleganță și bun gust. Producem și vindem încălțăminte din piele naturală pentru femei și bărbați. Ne deosebim de alte magazine prin produsele de marcă, originale, la prețuri competitive și promoții permanente. Vizitați magazinele noastre din Pitești, Mioveni, Curtea de Argeș și Câmpul Lung. Urmăriți permanent recomandările și noutățile. Bucurați-vă de oferte și reduceri. TED Shoes. Încălțăminte din piele fabricată în Argeș. Hotel Star, în Budeasa, un reper al resorturilor de 4 stele. Bucurați-vă de evenimentele private alături de prieteni. Sală cu 500 de locuri, fine dining, candy bar, fruit bar. Profesioniști în evenimente. Hotel Star, nuntă sau botez de 4 stele. Magazinul Mașinii Tale, EDG, strada Frații Golești, bloc S6, parter, lângă școala 8. Ai nevoie de piese pentru mașina ta? EDG îți pune la dispoziție toată gama de piese și accesorii auto. Urmărește sigla EDG, prețurile și ofertele. EDG, eficientă, dinamism, garanție. Smeura este cel mai mare adăpost pentru animale pe plan mondial. Aici sunt adăpostiți și îngrijiți cu multă dragoste, dar și tratați medical 5400 de câini, anterior câini comunitari. Scopul principal al asociației noastre este castrarea intensivă pentru a diminua populația câinilor vagabonzi în mod uman și efectiv. Acesta este scopul angajamentului nostru. Fisteți! Castrarea gratuită la adăpostul Smeura este un act de sustenabilitate. Zilnic între orele 8:30 și 15 castrăm sau sterilizăm gratuit câini și pisici. Contactați-ne la numărul 0733 929 356. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Am revenit și prieteni, în această dimineață la matinal este doamna Simona Cencaia, inspector superior de GASPC Argeș. Sper că n-am greșit numele de familie. Bună dimineața, bună, bine ați venit. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. Vorbim astăzi despre integrarea persoanelor cu dizabilități. Haideți să ne spuneți, să ne definiți persoanele cu dizabilități. Care bună dimineața, mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați făcut-o. Persoanele cu dizabilități, conform legii 448 pe 2006, sunt acele persoane cărora mediul social, neadaptat deficiențelor fizice, senzoriale, auditive, verbale, locomotorii, le împiedică sau le limitează accesul la viața societății,
și ele necesită măsuri de protecție socială în vederea integrării și incluziunii sociale. Practic, dizabilitatea înseamnă lipsa posibilității de a se integra persoana cu handicap, de a se integra în societate. Înseamnă lipsa acestor posibilități ca ea să-și exercite o viață normală. Și atunci are nevoie de îngrijiri speciale, de suportul nostru, al specialiștilor, pentru a ajuta să-și dobândească drepturi egale cu ceilalți cetățeni. Care sunt documentele legislative pe baza cărora lucrați în privința integrării persoanelor cu dizabilități? Pornind de la Convenția Europeană a Drepturilor Omului, pe care noi am implementat-o la nivel de direcție, ale cărei principii sunt extrem de importante, continuând cu Constituția României în articolul 50, care precizează că statul se ocupă de persoana cu handicap și oferă protecție specială. Aceste documente sunt extrem de importante și, cum vă spuneam, le-am implementat în privința integrării sociale și profesionale. Sunt principii extrem de importante, respectarea inalienabilă a drepturilor omului, integritatea persoanei, lipsa discriminării, egalizarea șanselor, egalitatea de gen, egalitatea între femei și bărbați, posibilitatea de a susține persoana cu handicap să ocupe un loc de muncă, adaptarea societății la persoana cu handicap. Deci, practic, există un suport legislativ care este un pilon extrem de important cu ajutorul căruia susținem persoana cu dizabilități. Comparativ cu statele membre ale Uniunii Europene, cum se poziționează România în raport cu integritatea și sprijinirea persoanelor cu dizabilități? În privința integrării, consider că România nu face rabat de la acest suport legislativ. Implementăm strategiile, implementăm hotărârile de guvern, implementăm toate documentele legislative în așa fel încât suportul să fie unul activ și permanent. De exemplu, în data de 5 mai, mâine, practic, sărbătorim Ziua Europeană de Conștientizare a Drepturilor Egale ale persoanei cu handicap. Este un lucru extrem de important pentru că beneficiarii noștri din centru realizează mâine un spectacol extraordinar de frumos la Centrul de Integrare prin Terapie Ocupațională de la Ticveni. Nu este singurul de altfel, în fiecare centru se sărbătorește în fiecare an acest eveniment. Tinerii noștri sunt talentați, contrar faptului că au o problemă de sănătate și în măsura în care răspund posibilității de a nu arăta că sunt persoane cu deficiențe, cu sprijinul celor din conducerea centrelor, realizează lucruri deosebite. Deci România nu face rabat de la calitate, de la suportul legislativ și de la sprijinul pe care îl acordă persoanei cu dizabilități în privința integrării sociale, profesionale și culturale. Care au fost principalii factori care au avut o importanță majoră în privința schimbării mentalităților și a combaterii stereotipurilor? Factorii sunt extrem de importanți și se referă la combaterea discriminării persoanelor cu handicap, se face apel la toleranța societății, se fac anumite campanii de sensibilizare a societății, a angajatorilor în privința susținerii persoanei cu dizabilități. Aș putea să vă spun că, și e normal ceea ce spun, persoanele cu handicap sunt practic cetățeni români absolut egali, cu drepturi egale în societate și trebuie sprijiniți, trebuie ajutați, sprijinul moral, sprijinul material pe care statul îl acordă. Și dacă practic evităm acest cuvânt handicap sau dizabilitate, oamenii aceștia sunt normali și dacă au suportul necesar, chiar își fac datoria, chiar la locul de muncă nu creează absolut deloc probleme și încercăm să-i sprijinim și să le creăm suportul pentru a-și desfășura drepturi în deplină egalitate cu ceilalți cetățenii țării. Haideți să luăm un pic
structurat, adică începem de la vârstă fragedă, copiii sunt acceptați, au înțeles adulții care nu se confruntă cu astfel de probleme, părinții celorlalți copii, că trebuie să îi acceptăm în societate. Mă refer la cazurile mai puțin grave, cei care sunt mult mai grav, bănuiesc că sunt în centre speciale, nu? Cu siguranță. Așa. Au acceptat, ne mai trebuie încă educație. Angajatorii acceptă, pentru că trebuie să existe o anumită toleranță, exact cum spuneați dumneavoastră, cred că este cuvântul cheie ca să poți să accepti un astfel de om și să-l pregătești, să-i se facă instruirea necesară la locul de muncă, pentru că acest om cu dizabilități să-și poată desfășura o activitate. Încă se lucrează prin campaniile acestea de sensibilizare la cuvântul cheie, care este toleranță. Aș putea să vă spun că parteneriatul pe care îl avem cu Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă este unul extrem de important, deoarece aici chiar există lipsa discriminării. Parteneriatul acesta interinstituțional ne ajută să participăm la toate evenimentele dedicate persoanelor cu dizabilități. De curând, mai precis în data de 20 aprilie, am avut bursa locurilor de muncă, bursă generală. Nu ne-am simțit deloc discriminați noi ca instituție, pentru că am avut o invitație din partea Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă. Aici au participat într-adevăr persoane neinstituționalizate. Am informat centrele din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și au participat tinerii împreună cu reprezentanții din conducerea centrelor. Într-adevăr, angajatorii au început să fie din ce în ce mai toleranți, să înțeleagă că persoana cu handicap este un om serios, este un om care are anumite principii, își aduce contribuția la locul de muncă, nu creează probleme, nu creează conflicte, este punctual. Unele persoane chiar sunt pregătite pentru munca repetitivă, practic își fac treaba la locul de muncă fără să creeze probleme. Ulterior monitorizăm telefonic sau vizitând firmele persoana cu handicap să vedem dacă se integrează, să vedem dacă respectă programul, să vedem dacă este responsabilă de munca pe care o face. Mai mult decât atât, Guvernul României a emis ordonanța 60/2017, prin care spune că firmele care au mai mult de 50 de angajați sunt obligate să angajeze un număr de 4% din persoanele cu handicap, cu dizabilități. Altfel, plătesc salariul minim pe economie, înmulțit cu numărul persoanelor cu handicap pe care nu le-au angajat. Mai mult decât atât, se spune faptul că persoanele cu handicap pot participa la orice concurs care este organizat în condiții de egalitate, în condiții de egalizare ale șanselor cu ceilalți membri ai societății. Și încă un lucru important este faptul că instituțiile publice pot organiza concursuri destinate exclusiv persoanelor cu dizabilități. Deci, practic, sunt oportunități pe care persoanele cu dizabilități ar fi păcat să nu le onoreze, să spunem așa, să nu le valorifice în interesul lor. Care sunt principalele lacune și ce ar trebui îmbunătățit pentru a oferi sprijin persoanelor cu dizabilități? Încă există, din păcate, la nivelul societății lacune. Este loc de mai bine. Autoritățile pot să-și dea mâna sub toate formele pentru a sprijini și pentru a oferi suport persoanelor cu dizabilități. De exemplu, la noi în instituție avem rampele. Există rampe care vin în ajutorul persoanelor cu dizabilități. La blocuri ar trebui să existe rampe, poate pentru autobuzele care sunt destinate circulației ar trebui de asemenea. Încă nu avem în România, anul 2018. Sigur că da. Nu avem rampe. Probabil autoritățile vor face aceste lucruri pentru a îmbunătăți situația persoanelor cu dizabilități și pentru a nu le da prilejul să se simtă neintegrate, să zicem, în societate, să nu poată călători, să nu meargă la evenimentele unde și-au rezervat locuri, să nu-și desfășoare un program normal zilnic.
este loc de mai bine, dar autoritățile muncesc la lucrurile acestea și sperăm ca într-un viitor apropiat toate problemele să se rezolve în beneficiul egalizării șanselor pentru persoanele cu deficiențe. Avem, eu știu, cluburi pentru astfel de persoane sunt, exact cum spuneți dumneavoastră, pentru a ieși din casă, pentru a petrece un timp cu prietenii sau cu semenii lor, pentru a avea o viață normală, pentru a se distra și ei, pentru a avea... Există în Pitești, în Argeș? Aș vrea să pornesc de la un lucru extrem de important și anume anul 2018 este declarat Anul Patrimoniului Național. În privința acestui lucru, instituția noastră a implementat Strategia Națională a Guvernului României 2016-2020, o societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități. Autoritatea Națională pentru Persoane cu Dizabilități, ca reprezentant al României, a implementat un program, un proiect, alături de alte 7 state membre ale Uniunii Europene, Malta, Cipru, Estonia, Finlanda, Italia, Belgia, Malta. Am emis un card european de dizabilitate cu ajutorul căruia persoanele cu dizabilități, nu contează gradul de dizabilitate, tipul, copii și adulți beneficiază de petrecerea timpului liber. Vizite la muzeele din București, de la Sibiu, Bruchentalul, de la Peleș, Sinaia. De asemenea, sunt instituții care au alocate un an, aici au acces liber. Ulterior, vreau să vă spun că avem alte instituții care au locuri strict alocate și persoanele cu dizabilități pot face programare online. De asemenea, în țările despre care v-am făcut vorbire, există un pachet de servicii destinat persoanelor cu dizabilități. Asta egalizează șansele, există o punte de legătură între noi și Europa, practic nu există discriminare, există egalitate, pot participa dacă merg în țările respective la pachetul de servicii destinate. De asemenea, să vă răspund la întrebare, în Pitești există, sigur, avem Asociația Surzilor, avem Asociația Nevăzătorilor, acolo unde de-a lungul timpului am participat la tot felul de spectacole, oamenii sunt, beneficiarii sunt extrem de talentați, să știți că avem grup folcloric la nevăzători, cei de la surdomuții, deci fac o adevărată artă în ceea ce privește pantomima. Chiar anul trecut am fost invitată și am jurizat un astfel de eveniment. Mi se par oameni care, datorită talentului pe care l-au, îți umplu sufletul de bucurie, emoțiile sunt prezente și mai mult decât atât, nu îți dai seama că sunt oameni cu probleme. Pentru că datorită talentului, datorită muncii pe care o depun, fac lucruri absolut extraordinare. Considerați că este suficient tot ceea ce... se face sau s-a făcut până în prezent? Niciodată nu este suficient. Totdeauna este loc de a îmbunătăți lucrurile. Se fac eforturi pentru acest lucru. Statul urmărește îmbunătățirea situației și instituția noastră se ocupă permanent, depune eforturi, îmbunătățește lucrurile pentru a crea un cadru cât mai bun de desfășurarea lucrurilor, de a susține persoana cu handicap, de a informa persoanele cu handicap în privința integrării. Consider că informația înseamnă putere, înseamnă cunoaștere și înseamnă ieșirea din neant și din lipsa de cunoaștere a persoanei cu probleme. Cum am evoluat? Aici v-aș lăsa pe dumneavoastră să alegeți anul. Față de anul 2000 sau 2000 și ceva sau 99, cum vreți dumneavoastră, în cât timp am evoluat și dacă pașii ăștia mărunți sunt anevoioși, întâlniți probleme chiar și în legislație, că știm cu toții, în România o lege se combate pe cealaltă. În general, România progresează. De exemplu, în această instituție, eu am venit acum aproape 11 ani și aș putea să vă spun lucruri concrete. La nivelul integrării sociale și profesionale am întâlnit lacune pentru că angajatorii nu erau extrem de deschiși și pas cu pas, progresiv,
documentele legislative implementate ne-au ajutat să evoluăm, parteneriatele interinstituționale ne-au ajutat să evoluăm, aplicarea lor de asemenea, informarea beneficiarilor ne-a ajutat să evoluăm și nu atât pe noi ca specialiști, ci pe ei, pentru că au devenit din ce în ce mai interesați să participe la evenimente, să participe la burse, să vină și să dorească să li se elibereze cardul european de dizabilitate, să fie informații despre drepturile pe care le au atunci când muncesc, să întrebe dacă pierd indemnizația oferită de instituția noastră dacă muncesc, tot felul de întrebări ajutătoare pentru ei, și atunci se deschid mai mult către societate, participă mai mult la evenimente, sunt interesați, pun întrebări, li se răspund, îi sprijinim cum putem. Deci văd un lucru progresiv, văd un lucru bun pe parcurs. Și atât noi ca specialiști suntem interesați să-i sprijinim, conducerea instituției face toate eforturile și ne bucurăm că oamenii vin către noi, discutăm ca de la egal la egal, îi tratăm cu seriozitate, le oferim posibilitatea să își deschidă sufletul către noi, să se informeze, de ce nu, și facem tot posibilul să aibă șanse egale. Aș vrea să subliniez lucru că se traduce exact în viața de zi cu zi ceea ce se scrie în legea 448/2006, și anume că persoana cu handicap este o valoare adăugată în societate. Viața ne demonstrează, munca cu aceste persoane pe care o facem zi de zi ne demonstrează că își arată potențialul cu sprijinul nostru, evident, și se integrează și au drepturi egale. Luptăm pentru acest lucru și îi susținem. O statistică, câte persoane sunt angajate în momentul actual în Argeș, dintre persoanele cu dizabilități, câte sunt înregistrate și câte au fost angajate, cât din cele cu drept de muncă? Exact, avem în jur de 1500 de persoane cu dizabilități angajate. Anul acesta am angajat, până la data respectivă, data de astăzi, un număr de 15 persoane cu dizabilități în diferite locuri de muncă. Oamenii se descurcă așa cum trebuie la serviciu, optează pentru locurile de muncă, noi intervenim, îi ajutăm să meargă la un interviu, îi ajutăm să scrie un CV, facem tot posibilul să-i ajutăm să-și creeze o viață independentă, să-i responsabilizăm, să facă tot posibilul să fie oameni normali, oameni fără probleme, și cel mai important este să aibă șanse egale cu ceilalți. Înțeles. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. Vă doresc multă putere de muncă în continuare și multe realizări pentru în toate planurile, dar în mod special pentru persoanele cu dizabilități, pentru că au nevoie de noi, de sprijinul nostru, al comunității întregi. Doamnelor și domnilor, am ajuns la final. Vă mulțumim pentru atenție. Nu încheiem emisiunea înainte de a mulțumi și partenerilor noștri, Touch the Secret Garden, Florăria Altceva Chic, Boutique, Salonul Ioana Duță Studio. Să aveți parte de un weekend cât mai frumos, plin de soare și liniște sufletească. Ne revedem luni la aceeași oră. Până atunci, la revedere! Producătorilor români, la Casa Cărții. Începând de miercuri 2 mai până duminică 6 mai, târgul vine cu noi colecții de vară. Vă oferim jachete, confecții, tricotaje, încălțăminte din piele naturală, marochinărie și multe surprize pentru sezonul acesta. Târgul Producătorilor români vă așteaptă la Casa Cărții de miercuri până sâmbătă între orele 10-19, iar duminică între orele 10-15.
Smeura este cel mai mare adăpost pentru animale pe plan mondial. Aici sunt adăpostiți și îngrijiți cu multă dragoste, dar și tratați medical 5400 de câini, anterior câini comunitari. Scopul principal al asociației noastre este castrarea intensivă pentru a diminua populația câinilor vagabonzi în mod uman și efectiv. Acesta este scopul angajamentului nostru. Fisteți! Castrarea gratuită la adăpostul Smeura este un act de sustenabilitate. Zilnic între orele 8:30 și 15 castrăm sau sterilizăm gratuit câini și pisici. Contactați-ne la numărul 0733 929 356. Hotel Star, în Budeasa. Un reper al resorturilor de 4 stele. Bucurați-vă de evenimentele private alături de prieteni. Sală cu 500 de locuri. Fine dining. Candy bar. Fruit bar. Profesioniști în evenimente. Hotel Star. Nuntă sau botez de 4 stele. Ted Shoes. Peste 30 de ani de experiență, eleganță și bun gust. Producem și vindem încălțăminte din piele naturală pentru femei și bărbați. Ne deosebim de alte magazine prin produsele de marcă, originale, la prețuri competitive și promoții permanente. Vizitați magazinele noastre din Pitești, Mioveni, Curtea de Argeș și Câmpul Lung. Urmăriți permanent recomandările și noutățile. Bucurați-vă de oferte și reduceri. Ted Shoes. Încălțăminte din piele fabricată în Argeș. Lexford Castel, un reper pentru învățământul argeșan cu peste 11 ani de experiență, instituția de învățământ acreditată oferă servicii educaționale de cea mai înaltă calitate. Școală primară, grădiniță, after school și summer school. Dezvoltarea intelectuală și emoțională a copilului este în centrul preocupărilor Lexford Castel. Creșterea, socializarea și educația într-un mediu de excelență pentru copilul dumneavoastră este cea mai bună investiție pe care o faceți. Lexford Castel, școală și grădiniță. Învățământ românesc la nivel european. Hotel Star, în Budeasa. Un reper al resorturilor de 4 stele. Bucurați-vă de evenimentele private alături de prieteni. Sală cu 500 de locuri. Fine dining. Candy bar. Fruit bar. Profesioniști în evenimente. Hotel Star. Nuntă sau botez de 4 stele. Clinica Stomatologică Dentist este prima clinică dentară din Pitești care, prin servicii și prețuri accesibile, îngrijirilor de sănătate, are viziunea unei clinici de familie. Vino la un consult cu familia și vei avea satisfacția să constați că medicina dentară evoluează. Zâmbetul este personal, ca și diagnosticul rapid și tratamentul eficient pentru fiecare membru al familiei. Mai mult, Clinica de Familie Dentist a adus în premieră în Pitești posibilitatea de scanare gratuită pentru diagnosticarea prematură a cancerului cavității orale, în strada Crinului numărul 1A, vis-a-vis de izvor. Dentist, clinica familiei tale. Zâmbește sănătos! Antrenează-te pentru cumpărături. Pregătește-te să duci cât mai mult acasă. De ce? Pentru că... Fie că ai nevoie de lucruri mari sau de lucruri mici, poate le găsești aici. Zi de zi la Argintex, prețuri bune îți zâmbesc. Jucării, mobilier sau obiecte doar din fier, căi, eclanță sau mâneri. Deci, mămici, tătici, bunici, tot ce luați, să luați de aici. Toate sunt la Argintex, fiindcă ieftin. Argintex. Târgul producătorilor români, la Casa Cărții. Începând de miercuri 2 mai până duminică 6 mai, târgul vine cu noi colecții de vară. Vă oferim jachete, confecții, tricotaje, încălțăminte din piele naturală, marochinărie și multe surprize pentru sezonul acesta. Târgul producătorilor români vă așteaptă la Casa Cărții de miercuri până sâmbătă între orele 10-19, iar duminică între orele 10-15. Magazinul Mașinii Tale, EDG, strada Frațigolești, bloc S6, parter, lângă școala 8. Ai nevoie de piese pentru mașina ta? EDG îți pune la dispoziție toată gama de piese și accesorii auto. Urmărește sigla EDG, prețurile și ofertele. EDG, eficiență, dinamism, garanție.